Omul cât trăiește învață este un deziderat verificat de-a lungul timpului. Bazându-se pe el, reprezentanții Inspectoratului Școlar Telorman au implementat un program intitulat Învățare pe tot parcursul vieții, realizat în parteneriat cu cadrele didactice dintr-o regiune italiană. Iar vineri, la școala numărul 5 din Alexandria, delegația italiană a participat alături de telormănenii la un workshop tematic. Scopul acțiunii de astăzi a fost acela de a finaliza, să zic, activitățile unui workshop gândit pe două zile de lucru, adică 3 ore ieri, 3 ore astăzi. Am avut în plan și am și realizat, de fapt, o parte a analizei SWOT, adică ceea ce înseamnă punctele tari și punctele slabe, din punctul de vedere al profesorului și din punctul de vedere al elevului, din punctul de vedere al directorului, dacă este sau nu tot el coordonatorul de proiect, este bine sau nu este bine, din punctul de vedere al părinților, ai căror elevi sunt implicați în derularea unor astfel de activități, și relația de colaborare cu comunitatea locală. Nu numai în ceea ce privește o contribuție financiară, să zic, dar și în ceea ce privește aportul efectiv al instituțiilor care se pot întâlni la nivelul unei comunități. Am avut ieri la sala CCD și astăzi școala 5 gazdă. Tot ceea ce s-a lucrat și s-a vorbit aici, bănuiesc că a motivat în plus, a adus un plus de valoare, să zic, a activităților pe care dintre colegii prezenți astăzi aici știam că se derulează. Astăzi și ieri, unii de la alții au învățat și într-adevăr au schimbat experiențe, și mă gândesc că orice lucru făcut bine are o finalitate bună, însă cel mai mult îmi place că deja relațiile continuă. Acțiunea de săptămâna aceasta este o continuare a unor acțiuni din 2002 începute și observ că va avea în continuare ceea ce numim sustenabilitate și durabilitate într-un management de proiect. Cum s-a arătat partea italiană? Încântată, chiar au spus mai devreme că se simt ca la ei acasă, adică avem atâtea lucruri în comun și din punct de vedere lingvistic și din punct de vedere al comportamentului. Le-a plăcut foarte mult relația pe care au văzut-o între colegii noștri profesori de lucru în grup și au asistat la o activitate la clasă despre care au avut doar cuvinte și complimente. Adică, într-adevăr, copii foarte bine pregătiți din punctul ăsta de vedere. Notă maximă au spus până în acest moment. Questo perché siamo convinti che attraverso la cultura e quindi attraverso la scuola che è la responsabile della cultura. Suntem convinși că prin cultură și prin învățământ possono migliorare le condizioni economiche e sociale del popolo italiano e romeno. Condițiile sociale și economice ale popoarelor incluse în acest proiect. Obiectivul general al parteneriatului româno-italian este îmbunătățirea managementului educațional la nivelul instituțiilor de învățământ din cele două regiuni implicate în parteneriatul Comenius Regio. Scopul acestui parteneriat este de a realiza un studiu comparativ al celor două regiuni implicate în proiect, plecând de la o abordare identică a problemei, analizând grupuri țintă de școli selectate pe baza aceluiași sistem de criterii, în vederea identificării căilor optime, comune și specifice pentru cele două regiuni, pentru creșterea calității managementului educațional în instituțiile de învățământ. La întâlnirea de vineri au fost invitați și profesorii telormăneni angrenați în diverse proiecte.